Salutare dragilor, bine ați venit sau revenit pe canalul meu. Astăzi aș vrea să vă prezint un clip așa cu câteva produse pe care le-am comandat la Shein. A fost o comandă mai mică, am zis să lansez comanda să nu mai pierd din produse. pentru că de multe ori mi se întâmpla să-mi adaug produse în coș și la un moment dat când vreau să le mai comand, câteva dintre ele, nu se întâmplă cu foarte multe, dar uh, se mai întâmplă să mai dispară produse din coș, că se epuizează stocurile, evident, și atunci trebuie să uh, cauz din nou aceste produse și m-am gândit să fac o comandă, mai ales că era o comandă foarte mică și am zis ok, hai că nu e așa costisitoare și aș putea să comand. Și haideți să vă arăt ce am comandat. O să vă spun în mare și cam cât a costat fiecare. Bun, cred că o să încep prima dată cu ciorăpie, ciorapii aceștia pe care uh, îi vedeți aici. Uh, cred că au costat în jur de 3 euro, 3 sau 4 euro. 3 euro am senzația că am dat pe ei, 3 sau 4 euro. Uh, evident că sunt 100% din poliester, cam așa... Sunt cam toți ciorăperii, ciorăpei, nu ciorăperii. Ciorăpei. e dimineața și uh, sunt mai așa dormite la momentul ăsta. Haideți să vă arăt cum arată, să știți că sunt cinci perechi și deja, uh, deja am, să zic așa, am folosit una. Mi-a plăcut foarte tare, uitați-vă cum arată și mi se pară nu sunt foarte scurte. De fapt, sunt scurte, dar nu atât de scurte încât să se vadă diferența între uh, pantof, să zicem, și uh, pantalon. Sunt super ok. Aceștia chiar îmi plac foarte mult, da, cum arată și îmi place și acest, această plasă sau mă rog, de la ciorap, că nu este extrem de subțire, vedeți că e un pic transparentă și mi se pare foarte drăguță perechea. Sunt toate la fel, deci sunt 5 perechi. Și v-am zis, una deja am încercat-o și aceștia chiar îmi plac cum arată, pentru că mi se pare că au o calitate foarte bună și cred că o să țină destul de mult, mai mult decât țin de obicei. Ciorapi. Eu am foarte multe perechi și de obicei sunt de unică folosință și atunci tot timpul se cam rup foarte rapid și de obicei iau de la Lidl, dar se scămoșează, se rup și îi arunc cu totul. Apoi eu am o pasiune pentru produse din acestea de birotică și papetărie. Cred că știu și de ce am această pasiune. În primul rând că eu am fost un om care tot timpul a studiat. Mi-a plăcut foarte mult să scriu, să citesc și am și acum târziu am făcut un master, deși să zicem uh, uh, da, târziu la modul că peste 40 ceva de ani am făcut un alt master. Mi-a plăcut tot timpul să studiez și tot timpul apreciez uh, produsele acestea de papeterie și de birotică. Și un alt aspect pentru care le apreciez este că atunci când eram copil, uh, pur și simplu erau atât de puține Sortimente aveai un singur creion de o singură culoare, mi-aduc aminte acum cu uh, un creion roșu cu gumă uh, de șters sau erau foarte multe creioane fără gumă de șters? Nu erau așa foarte multe sortimente, de fapt nu erau deloc sortimente. Și chiar mi-aduc aminte că eram copil și mai vedeam la alți copii care părinții lor reușeau să plece afară prin Praga, prin alte țări și le aduceau lor și mă uitam și eu că mi-aș fi dorit și eu un creion la așa drăguț sau aveau părinți arhitecți și aveau creioane din acelea cu mină subțire și tot timpul mă gândeam că aș fi vrut și eu să am și probabil că vine și de acolo plăcerea asta de a-mi cumpăra, pentru că atunci când eram copil nu aveam astfel de produse și îmi plac foarte, foarte mult. Deci sunt două elemente. Așa că ce credeți? Am văzut aceste pixuri superbe, superbe, nu știu, cred că a costat 3 euro setul acesta, dar vă spun, îmi plac foarte mult cum arată. Căutam produse din acestea Chinese, să zici așa, produse chinezești sau produse din acestea care chiar se vede taciul acesta chinezesc și am găsit aceste pixuri. Uh, vroiam și ceva așa pentru care să-mi aduc aminte de cultura lor și apropo, acum văd nu neapărat un, uh, film chinezesc, și mai degrabă un film corean uh, pe uh, Netflix, mi se pare că se numește Sunshine, Mr. Sunshine sau ceva de genul ăsta, nu știu, poate că greșesc, dar e un film corean așa cu mai multe episoade, foarte drăguț și am așa o pasiune pentru da, și haideți să vedem, nu știu de ce am pus mâna pe că ăsta e mai puțin colorat, dar uitați-vă și voi ce model are cu diverse elemente din acestea uh, chinezești, așa să zic. Și acesta e și motivul pentru care le-am luat. Bineînțeles că pixurile sunt, nu sunt cu creon, sunt pixuri pixuri. Da, și ce puteți observa că au și un sigiliu ca să vedeți că n-au fost folosite. Ceea ce mi se pare super tare și nu mi s-a părut că a costat foarte mult în comparație cu alte produse. Haideți să vă mai arăt încă două pixuri, să vedeți exact cum sunt. Uitați-vă și voi că sunt de drăguțe. Nu sunt superbe? Sunt superbe, adică pur și simplu ceva chinezesc, așa să zici, măi, mi-am cumpărat un produs chinezesc, dar acestea sunt chiar de, de colecție. Uitați-vă și voi că sunt de drăguțe. Superbe și toate sunt sigilate. Chiar mi-au plăcut foarte, foarte tare pixurile acestea. Și da, deci într-un pachet care v-am zis a costat în jur de 3 euro, 2-3 euro, dar știți cum e la shame. ți ai pus în, în, coș un produs pe care mai pui și pe al doilea și pe al treilea și cam așa se întâmplă. Și nici n-ai dat bine comanda că ți-ai făcut și lista cu wishlist. Da, deci sunt 6 pixuri din acestea foarte frumoase cu un imprimeu din acesta Chinese așa. Și exact ceea ce îmi doream, vroiam ceva specific chinezesc și am găsit aceste pixuri și chiar mă bucur că le-am cumpărat. O să vă las așa un pic și codul, deși am observat că codurile astea se cam schimbă pentru că sunt mai mulți furnizori și sunt 2-3 care cam au aceleași produse, așa că chiar dacă vă notați codul s-ar putea să-l găsiți la alt cod. Bun, haideți să mergem mai departe să vă arăt ce mi-au mai luat. Mi-au mai luat Tot așa, v-am zis că m-am uitat spre produse din acestea cu un taj din acesta Chinese și am găsit aceste caietele foarte drăguțe și cu elemente chinezești, cu pisicuța aceasta foarte frumoasă și cu copaci înfloriți. Un caiet foarte frumos, foarte, foarte frumos. Însă, un lucru sincer, e un caiet din acela mic, să zicem, cum se folosește la școală. Adică aș fi simțit nevoia să fie cu mai multe pagini, sincer, la o asemenea copertă. Mi-aș fi dorit mai multe pagini. nu dau seama câte pagini sunt în acest caietel. Cred că sunt vreo 100. Paginile sunt destul de grosuțe, sunt, hârtia e destul de bună de, ca și calitate și grosuțe. Și foarte interesant aici că aveți și ziua săptămânii da? și data, puteți să vă puneți data și ziua săptămânii. Așa, e ca un fel de notebook așa de lua notițe, dar foarte drăguț, dar cred că poate fi folosit de copii și pentru școală. Să știți că destul de scump acesta, adică, sincer, cred că așa-l găsiți cu 5 lei la noi, e, acesta a costat 2 euro, destul de scump, e drept, este o calitate a hârtiei, dar totuși mi s-a părut cam scump, însă l-am luat mai mult pentru copertă, mi-a plăcut foarte tare coperta și mi s-a părut așa foarte ciudat că au aici și datele, adică te duce cu gândul la un caiet din acela de școală, dar pe de altă parte, având data și zilele săptămânii, deja nu te mai duce la așa ceva. Cred că e foarte bun pentru copii la școală, dar și pentru cineva care vrea să-și ia notițe. Mi s-a părut drăguț, dar totuși cam scump, adică nu, nu știu dacă l-aș mai cumpăra a doua oară, plus că nici nu am nevoie de caiete, însă așa, să zicem ca experiență și v-am zis așa de curiozitate să vedem cam cum e calitatea, chiar mi s-a părut ok. Ca și... Așa, ce mai avem aici? Apoi, tot așa am o pasiune pentru brățările lor și pentru bijuteriile lor, mi se par foarte bune și de calitate. Aici avem o brățară cam maronie, nu prea zici că e de perioada aceasta, foarte drăguță. Uh, cu acest bris-bris aici, da, și acesta este codul, simplă cu, nu știu sigur dacă pe aceasta am ales-o sau am ales altceva, oricum, e ok, pe aceasta cred că am dat în jur de un euro, brățările de obicei sunt cele mai ieftine, da, și are acest bris briz și un medalion cu câteva cuvinte chinezești, nici nu știu ce înseamnă în chineză așa ceva, Însă, chiar, aceasta chiar a fost drăguță. Bun. Uh, haideți să vă, vă, mai arăt acum altceva. Acum câteva zile am pus în zile, acum câteva luni am pus în coș niște plicuri. Mi-a plăcut foarte tare genul acestea de plicuri. Am înțeles că ele folosesc de anul nou, nu știu ce fac cu ele, dar uh, probabil că să trimită la mulți ani, însă mi s-au părut foarte drăguțe, ceva așa deosebit. V-am zis, mă uit după lucruri deosebite, lucruri care nu se găsesc în fiecare zi la noi. Cel puțin eu nu le-am văzut prin magazine și ceva care să zici așa, ai, are un tag din acela chinezesc și să zici da, e din China, uite că are elementul acesta. Și haideți să vă arăt acum cum arată plicurile, sunt superbe acestea. Cred că au fost și ele vreo 2 euro. Acestea sunt mai scumpe, că sunt un pic personalizate. Și haideți să vi le arăt. Deci, vreau să vă zic că uh, aceste, uh, uh, nu știu dacă se poate observa, dar ele sunt un pic uh, uh, ieșite în relief, florile acestea și, uh, după cum observa, și floarea aceasta, da, și lebă, da, foarte drăguțe, sunt superbe. Sunt niște plicuri în care poți să pui, uh, nu știu, să pui. Să pui așa, să faci așa o, să trimiți ceva în plic, um, o urare, ceva, da foarte drăguțe. Eu le-am luat mai mult pentru, uh, și este cu dragon, pentru că este anul dragonului anul acesta și o să vedeți că multe sunt cu, adică câteva sunt cu dragon. Dar uitați-vă și voi ce, ce frumoase sunt, acestea mi-au plăcut foarte tare. Și aceasta e superbă. Deci eu o să vi le arăt pe toate să vedeți cât sunt de drăguțe. Eu le-am luat așa pentru print și cum arată. V-am zis, nu o să fac nimic cu ele. Le țin așa pentru că îmi plac foarte tare. Adică sunt superbe, sunt deosebite. Adică lucrătura și cum arată așa ca și design mi se pare deosebit. Și acesta la fel. Ia uitați-vă cât sunt de drăguțe. Sunt superbe. Deci... E, ce să mai, ceva deosebit. M-am uitat așa, v-am zis, mă uit la lucruri deosebite. Și uitați-vă și acesta cât este drăguț. Superbe! Mie îmi plac foarte mult pozele, printurile, îmi plac foarte, foarte mult acestea. Câte sunt? Mi se pare că sunt șase. Da, șase... da, șase, șase pliculețe din acestea, cam scumpe, dar v-am zis, e ceva deosebit, ceva ce nu întâlnești și nu am prea văzut în România. Nu știu acum dacă cu șeinul ăsta prin care toată lumea cumpără, poate că mai apar pe mag și așa mai departe. Eu n-am căutat, pentru că de când există șein, bine, mai cumpăr și de pe mag dar am vrut să mai experimentez de la șein, să văd ce pot să cumpăr, ceva ce nu există în România și ceva ce mi atrage atenția, să zic așa, ca și uh, produse și v-am zis, mă, uit pe produsele acestea chinezești-chinezești, știți? Foarte, foarte frumoase sunt. Mai avem două produse. Uh, acest produs, uh, de fapt, sunt niște semne de carte. Um, și vin uh, mai multe semne de carte, uitați-le, le aveți aici, cred că sunt 6, 2, 36, că da, numărăm 6 ori 6, 5 sunt, 30, 30 sunt. 30 uh, uh, de semne de carte, că avem aici 5, uh, 5 uh, rânduri, da, de câte 6 bucăți, deci 30. Și vin în această cutiuță și evident și acesta, acum vă spuneam, tot așa ceva chinese. Soțul meu credea că este un puzzle, dar nu este un puzzle, nu, de fapt și de drept nu este un puzzle. Și sunt mici printuri, cam așa, pe care puteți să le folosiți ca semne de carte. Mi se pare, v-am zis, eu m-am uitat pe chestii din acestea chinese, chinese. Și uitați-vă că sunt de drăguțe, foarte simpatice sunt. Cred că am putea face și noi ceva similar în România cu elemente din acestea, nu ne neapărat Chinese, pur și simplu cu lucruri românești sau ceva foarte drăguț este chiar și sunt vreo, v-am zis 30 de semne de carte mie îmi place să mai citesc, nu citesc așa să zicem cartea pe zi pentru că n-am atâta timp și nici n-am stare tot timpul, însă tot timpul am o carte și citesc, mi iau și în vacanță, îmi place și -o să citesc da, și aceasta, adică din citit nu m-am oprit niciodată. Și mi-a plăcut și acest semn de carte, cred că și acesta a costat 2 euro. Din ce mi-aduc eu aminte, codul, nu știu dacă vi l-am arătat, acesta este, dar v-am zis care e faza cu codurile, că se schimbă foarte des. Sunt mai mulți furnizori și tot timpul se schimbă codurile. Bun. Și ultimul produs um, este acest penar. Da, nu o să încep școala, însă mi-a atras atenția uh, penarul acesta. <coughs> Pardon, mă scuzați. Mi-a atras atenția acest penar. Vreau să vă zic că vine cu această cutiuță elegantă. A costat și acesta vreo 2 euro și ceva. Avem un penar că putem să-l numim ca un fel de penar da? sau cutiuță, vine cu stiloul și avem patru rezerve de cerneală. Deci vine și cu rezervă și cu cerneală și tot așa e un produs Chinese-Chinese, să zic așa. Uitați-vă că sunt rezervele și stiloul da? și o să-l desfac și pe acesta. Uh, uitați-vă cum arată. Cred că mi-a mai căzut pe aici o rezervă, am senzația, că erau patru rezerve. Deci, uitați-vă cum, cum, arată. Și pur și simplu se bagă rezerva. Ups. Și avem și capacul care se poate observa. Ia, haideți să facem și un test. Să vă arăt cum arată pixul în realitate, adică pixul, stiloul să nu dau pe jos toate. Da, foarte drăguț. Nu știu dacă acum se mai scrie cu stiloul la școală, dar eu când eram copil scriam foarte mult cu stiloul și nu ni se dădea voie să scriem cu pixul. Deci, în școalele primare, cred că până în clasa a 8 -a, sau până în clasa a cincea, nu știu, foarte mulți ani am scris cu stiloul, deci nu scriam deloc cu pixul. Nu știu dacă acum se mai practică lucrul acesta, dar la, în școala primară n-am scris, în primii ani, țin minte că n-am scris deloc cu pixul, am scris cu stiloul foarte drăguț. Chiar acum când am văzut acest stilou, mi-a adus aminte de lucrul acesta și uitați-vă cum arată și pixul. Mi se pare elegant, puteți să-l puneți așa pe se poate um, ține și de un toc de pixul sau, mă rog, un recipient din acela de pixul, de un caiet, de un... De... Foarte drăguț este și acesta. V-am zis, chinez, chinez, dar să știți că nu a fost destul de ieftin, adică 2 euro și ceva. Aș putea să spun că nu le-am încercat încă să văd că sunt de bune, însă chiar m-a impresionat așa și cum vine prezentat cu cutiuța aceasta. Mi s-a părut drăguț așa. Chiar nu știu acum dacă se mai scrie cu, cu cerneală, dar foarte drăguță este și acesta. Da, îmi este greu să fac așa un top al produselor. Mi-au plăcut cam toate produsele pe care le-am ales de data aceasta. Mi s-au părut toate inspirate, să zic așa. Și mi-e e cam greu așa să-mi fac așa un top, dar o să încerc acum să fac un top al produselor care mi s-au părut mie mai drăguțe. Pe primul, pe primul și pe primul loc o să spun că sunt aceste pixuri care îmi plac foarte tare. Apoi pe locul numărul 2 ar fi aceste plicuri care mi s-au părut deosebite și ca print și ca... Deși au fost cam scumpe, 2 euro și ceva, doar 6 plicuri, însă printul este de e deosebit. Apoi, pe locul 3, ar veni ciorăpiorii, care mi-au plăcut, sau ciorapii. Apoi, nici nu știu acum, semnele de carte, pixul, stiloul, pardon, acest caiet care și el arată foarte bine, că eu n-aș putea să zic că acesta este un notebook, not, un notebook deși poate fi folosită, dar v-am zis, simțeam nevoia de mai multe pagini în acest notebook. Probabil trebuie să scrii doar esențialul. Și pe, acesta, pe ultimul loc am pus această brățară, că mă așteptam să fie mai spectaculoasă. E destul de simplă, îmi place, dar am pus-o așa pe ultimul, loc nu m-a impresionat, așa să zic, vai ce brățară sau ce accesoriu. Cam aceasta a fost comanda. Dacă sunteți curioși ce am mai comandat pe Shein, vă recomand să vă uitați pe canalul meu pentru că am un clip cu o comandă mai măricică, cu accesorii de cu bijuterii, cu accesorii, cu eșarfe vă recomand să vă uitați pe canalul meu. Eu vă spun un felul următor, eu nu am făcut, nu fac comenzi în fiecare lună sau în fiecare săptămână și de obicei când comand, comand produse pe care nu le găsim la noi, am văzut că de fiecare dată cu lucrurile a cam dat failed, adică nu am nimerit nici materialele, nici lucrurile. Sunt drăguțe, dar nu pot să zic că e super calitate acolo la îmbrăcăminte. Și prefer să-mi cumpăr mai mult accesorii și mai mult produse din acestea de birotică care mi se par bune, decât să-mi cumpăr lucruri care, pur și simplu, nu mi se potrivesc. Am cumpărat ceva, o să le folosesc mai mult, sunt de vară. În rest, așa, cu îmbrăcămintea, am, am evitat să cumpăr foarte mult îmbrăcăminte, că nu am reușit așa, n-au fost chiar alegeri super reușite. Și... Cam atâta. Deci dacă aveți curiozitate să vedeți ce am mai comandat, o să vă las și un alt link. Și uitați-vă și pe comanda anterioară pe care am făcut-o, pentru că am mai avut o comandă cu accesorii. Poate cine știe ceva care vă inspiră și vă face cu ochiul. Eu am fost încântată până acum de produse în mare parte, adică nu prea am avut situații de failuri și dacă am avut failuri așa, de exemplu dacă am primit, am avut o mărime mai mică, am făcut-o cadou la o prietenă, nu le-am ținut în casă că... N-am de ce și de obicei fac cadouri la oameni care și apreciază uh, și le și folosesc. Adică am persoane, sunt persoane care pur și simplu uh, chiar folosesc produsele, dar sunt și persoane care refuză să primească sau refuză, spun că nu au nevoie sau. Așa că fac am făcut doar ceea ce nu mi s-a potrivit, era o mărime prea mică și atunci am zis de ce să le țin în casă, le le fac cadou nici nu costă foarte mult, așa că nu e nicio problemă. Vă mulțumesc că m-ați urmărit vă mai, și până la urmă și chestia aceasta cu oferitul ceva ce nu ți este bun și poate fi folosit de către o altă persoană reprezintă o modalitate prin care reciclăm. Până la urmă se numește recycle, adică recircularea bunurilor, cam ace acesta ar fi elementul nu înseamnă recicla doar să aruncăm și să se ducă la topit, ci pur și simplu a recircula bunurile, a le refolosi de către alte, altcineva sau de a le, să zic așa, de a te bucura de, de, de aceste bunuri. Vă doresc o zi minunată, alegeri inspirate, și v-am zis, dacă aveți curiozitatea și vreți să vă faceți comandă, și nu știți, să vă, să, nu știți ce să comandați, vă recomand să aveți răbdare, să căutați și să vă uitați, să vedeți și impresiile mele, puteți să vedeți și impresiile altor persoane, astfel încât în final să aveți parte de o alegere inspirată și să vă bucurați în realitate de bunurile pe care le comandați. Vă doresc o zi minunată!